A? Lumea. Lumea, da, e lumea afară. Toată lumea afară. Ia uite-l-ai. Ia uite-l-ai pe cățel, să nu sar pe mine. Stai liniștit, relaxează-te. Uite cum Charlie este. Charlie nu a fost ca asta de multe. Da, uite alți doi. Relaxați-vă, stați liniștiți. Ușurel, ușurel, că e mică. Ușurel, ușurel, că e mică. Ce ești? Deci da, după cum ați putut vedea și în videoclip, e groasă treaba. Charlie a fost înhățată de acel câine, nu este normal. No. Deci eram la plimbare prin parcul Subarin din Sibiu și dintr-o dată s-au adunat așa, cum ați văzut și în videoclip, niște câini pe lângă noi și unul a atacat-o pe Charlie, a luat-o în sus, în gură, așa, a mușcat-o bine de spate, dar n-a penetrat-o. No. Mulțumită Dumnezeu, este totul în regulă, am verificat, am spălat, am avut grijă de ea și mulțumită Dumnezeu, da, nu a penetrat cu dinții și astea în piele. Da. Și suntem extraordinar de șocați. Suntem șocați, da. Pentru că a fost o persoană care a fost aproape de noi în momentul asta și George a spus, dar te rog, lasă câine în lesă dacă câine e agresiv. Și el a spus, nu este câinele meu, este un câine de femeie acolo și el a stat cu femeia acolo și niciun femeie de acolo m-am fost la noi, a, voi sunteți ok, cum este câinele vostru? El a stat acolo și a vorbit, da, așa. Din păcate, deci, de o nesimțire incredibilă. Respect. Și vezi? Da, Claire a ținut lesa și în momentul în care Charlie a tras lesa și câinele l-a luat în gură, și-a tăiat degetul la lesa aceea, știi? Și da, are aici o rană acum. Da, un pic de rană, dar chestia cea mai importantă este că mulțumită lui Dumnezeu, Charlie e ok și noi, da, suntem ok. Da. Dar pentru mine a fost un șoc. Pentru că, da, dacă un câine reacționează ca asta, nu este normal. Și nu lasă câine libere așa dacă tu dacă nu ești sigură dacă câinea o să reacționeze pe cineva. Și bărbatul acolo a spus pe noi, a, este într-un fel vina de câinele vostru pentru că voi ați fost cu câine în lesă. Și da, dacă sta cu câine în lesă este un fel de semn de alte câini. Și eu m-am crezut, deși e vina mea că eu stau cu Charlie în lesă? Deci de o nesimțire extraordinar de mare, el s-a justificat spunând că în momentul în care câinele respectiv vede alți câini în lesă, cum era Charlie în lesă, devine agresiv și stresat și în momentul acela atacă. Și i-am spus, omule, asta nu este un motiv sub nicio formă pentru a te justifica, pentru că câinele tău ataca pur și simplu, câinele l-a apucat de ceafă, eu credeam că l-a mușcat, Doamne ferește, putea de exemplu să-i rupă coloana vertebrală sau astea, putea să o lasă paralizată, știți? Și pur și simplu nu era câinele lui, bineînțeles, dar în spate și astea erau la vreo 50 de metri cel puțin, niște fete cărora le aparțineau acest câine, dar n-au avut pur și simplu niciun gest, nimic, nici n-au venit să zică ne cerem scuze sau nimic. Și în fine, ideea este că stăpânul care are câine respectiv, care l-a lăsat fără lesă, știe că poate fi agresiv în halul acela, este de vină 100%. Dacă îmi făcea ceva lui Charlie, dacă o mușca pe Claire sau dacă îi făcea rană lui Charlie, de exemplu, să o lase paralizată sau să o muște ca lumea, nu plecam de acolo, chemam poliția, nu plecam până nu-mi dădea toți banii și nu-mi plătea tot veterinarul și la revedere. Deci vorbesc foarte, foarte serios. Da. Nu știu ce facem. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ferit de acest rău și am plecat mai departe, că n-ai cu cine discuta. Sunt oameni și oameni și n-am vrut să fac scandal, pentru că întotdeauna trebuie să vă feriți de chestiile astea, să intrați, pentru că, Doamne ferește, se poate întâmpla mult, mult mai rău și n-ai, cu oamenii de genul, n-ai ce discuta. Bărbatul care a fost acolo a fost cu respect de la noi și el a făcut o investigație pe Charlie dacă totul e în regulă și el a văzut pe rana mea dacă e ceva grav, dar nu e deloc. Dar chestia este că nu a fost câinele lui el, deci... Da, nu era câinele lui, dar în fine. Dacă o să vie câinele meu, dacă face ceva ca asta, am fost cu rușine așa de mare. Dacă Charlie face asta, o să alerg la altă persoană. Ești ok, îmi pare rău, e câinele meu, acum nu știu cum este câinele meu, niciodată ea a făcut asta, dar îmi pare rău, ești ok, pot să fac ceva pentru tine. În fine, ideea este că s-a întâmplat, mulțumiți lui Dumnezeu, tot e ok. Da, și asta e cel mai important. În rest, să fiți foarte, foarte atenți. De fiecare dată de acum acolo eu mi-am învățat lecția. Când voi vedea, de exemplu, câini mai mari decât Charlie care se apropie fără lesă și nu numai, fără lesă, o iau în mână și la revedere. Deci nu mai lasă nicio formă să se mai întâmple. Asta e prima dată când mi s-a întâmplat. Cred că de ani de zile n-am mai avut așa ceva, o scenă de genul, pentru că odată ne mai s-a întâmplat cu un Jack Russell. Dar aia la fel, am ridicat-o în sus și astea și la revedere, dar așa ceva, deci fiți foarte, foarte atenți. M-am fost speriată, m-am fost foarte speriată și în videoclip, cum am spus, George este așa de multe, cum să zic, anxietate. Spaimă, frică. În fine, așa că fiți foarte atenți, aveți grijă de voi și de căței voștri și fiți cu ochii în patru întotdeauna, că nu se știe, vă ia prin surprindere. Așa că vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat la acest videoclip, Doamne ajută tuturor și ne vedem data viitoare, pa! Aveți grijă, pa!